Bună, ziua, sunt profesor Cristina Popa, expert realizare resurse educaționale deschise în cadrul proiectului CRED. Astăzi vom discuta despre frază, mai precis despre propoziția regentă și termenul regent. Materialul se adresează elevilor de clasa a șaptea de la școlile și secțiile cu predare în limba maghiară. Ce tipuri de enunțuri sunt cele de mai jos, având în vedere numărul predicatelor? Băiatul și fata merg la școală. Merg, este predicatul verbal. Aceasta este o propoziție. Băiatul anunță un spectacol și cei doi copii se bucură. Anunță, este predicat verbal, se bucură, este predicat verbal. Avem două predicate, așadar avem două propoziții, deci o frază. Să ne amintim așadar că propoziția este o comunicare cu un singur predicat, iar fraza este o comunicare alcătuită din două sau mai multe propoziții. Numărul propozițiilor dintr-o frază este egal cu numărul predicatelor exprimate sau subînțelese. Să ne amintim de asemenea că, după rolul lor în frază, propozițiile pot fi. Principale au înțeles de sine stătător. De exemplu, băiatul anunță un spectacol și cei doi copii se bucură. Secundare sau subordonate, când depind de alte propoziții din frază. Băiatul a intrat în clasă ca să anunțe un spectacol pentru copii. Care sunt elementele cu rol de legătură între propozițiile din fraza de mai jos? Harap alb, L-a rugat pe gerilă să sufle pentru a mai potoli focul care ardea prea puternic. A rugat predicatul verbal să sufle predicatul verbal. Ardea predicatul verbal. Observăm să, element de legătură, și care. Așadar, să este o conjuncție subordonatoare, care este un pronume relativ. Să ne amintim, Elementele subordonatoare. Acestea pot fi conjuncții subordonatoare, că, să, ca, să, fiindcă, întrucât, deoarece, căci și altele. Alte părți de vorbire cu rol de legătură între propoziții. De exemplu, pot fi pronume relative, cine, ce, care, cât, mi-a arătat ce a greșit la test, sau adverbe relative. Unde, când, cum, cât, a venit, când a fost chemat. Revenind la fraza prezentată anterior, observăm că prima propoziție este harapalb a rugat pe gerilă, propoziție principală. Să sufle pentru a mai potoli focul, propoziție secundară subordonată. Iar a treia, care ardea prea puternic, de asemenea subordonată. De cine depinde fiecare propoziție subordonată? Ce l-a rugat, Harapalp? Să sufle! Așadar, cea de-a doua propoziție depinde de prima. Prima fiind propoziție regentă. Dar, de fapt, întrebarea am adresat-o verbului a rugat. Ca urmare, acesta este termenul regent. Cea de-a treia propoziție depinde de a doua propoziție observând, punând întrebarea, care foc, care ardea prea puternic, prin urmare, focul este termenul regent din propoziția regentă. Putem nota că propoziția 1 este propoziție principală regentă pentru propoziția 2, iar propoziția 2 este propoziție secundară subordonată lui P1 și regentă pentru P3. Iar cea de-a treia propoziție este tot propoziție secundară subordonată lui P2. Să reținem așadar că propozițiile regente sunt propozițiile de care depind alte propoziții secundare subordonate. Termenul regent este, prin urmare, cuvântul din propoziția regentă de care depinde propoziția subordonată și căruia îi adresăm întrebarea pentru aflarea subordonatei. O propoziție subordonată poate fi, la rândul ei, regentă pentru o altă subordonată. Să exersăm împreună. Precizează care sunt propozițiile regente și care sunt propozițiile subordonate din frazele de mai jos, indicând și termenul regent. Am citit o carte care are ca temă prietenia. Am citit și are. Predicate verbale, care, elementul de legătură. Am citit o carte, prima propoziție, care are ca temă prietenia, cea de-a doua propoziție. Observăm care, ce fel de carte care are ca temă prietenia. Termenul regent este carte. Așadar, propoziția regentă este prima. Vreau să câștig premiul cel mare la concursul de tenis. Vreau să câștig. Elementul de legătură este să. Vreau este prima propoziție, propoziție principală, și cea de-a doua este propoziție secundară. Ce vreau? Să câștig. Prima propoziție este regentă și termenul regent este vreau. Dacă mă vei aștepta câteva minute, aș putea merge cu tine o bucată de drum. Vei aștepta, aș putea. Predicatele, dacă, elementul de legătură. Dacă mă vei aștepta câteva minute, prima propoziție și până la sfârșit, a doua propoziție. Observăm că cea de-a doua propoziție este principală. Cu ce condiții aș putea merge? Dacă mă vei aștepta câteva minute, aș putea, este termenul regent. Când elevul a terminat de rezolvat exercițiile, a predat testul. A terminat, a predat. Când? Elementul de legătură. Prima propoziție și a predat testul. Cea de-a doua propoziție. A predat testul este principal. Când a predat testul? Când elevul a terminat de rezolvat exercițiile. Termenul regent este apredat. Propun următoarea activitate independentă. Identifică termenii regenți din propozițiile regente ai subordonatelor din frazele de mai jos. Pentru a nu greși, respectă etapele de analiză a unei fraze. În cazul în care le-ai uitat, te invit să le descoperi accesând un material ajutător la adresa indicată sau scanând codul QR. Am decis să particip la Olimpiada de Limba și Literatura în Română. Vom întârzia la spectacol dacă nu ne vom grăbi. M-am întâlnit cu prietenii mei, unde am stabilit cu o săptămână în urmă. Colega mea este atât de amabilă încât nu o pot refuza. Poți opri filmul pentru a rezolva exercițiul. Success.